Nu vor mai exista mega reduceri în supermarketuri, dar stați liniștiți, nu la noi, ci în Franța. Știți, campaniile alea de cumperi 1 plus 1 gratis s-a terminat pentru cumpărătorii francezi cu promoțiile de genul ăsta, fiindcă guvernul lor a zis că numai marile corporații își permit reduceri cu care să atragă clienții către diferite produse. Chiar de la 1 martie au fost interzise reducerile mai mari de 34% la produsele de larg consum, cum ar fi hârtie igienică, pasta de dinți sau șampon. Noua lege își propune să-i protejeze pe micii producători care nu se pot lupta cu marii coloși care își permit să facă frecvent mega reduceri într-o concurență neloială. Pe lângă fenomenul de cumpărat impulsiv generat de marile reduceri, nemai având fluctuații de preț atât de mari la produse de larg consum, cumpărătorii vor putea estima mai bine valoarea unui coș de cumpărături care nu o să varieze atât de mult de la o săptămână la alta. Nu are niciun sens să vă reamintesc că la noi în țară este mare forță Carrefour-ul, mare lanț de magazine francez. Deci mai e puțin și ajunge în toată Uniunea Europeană. Voi vă dați seama cum ar fi treaba asta la noi, fără nicio etichetă galbenă. Cine face noi fără cardurile alea de fidelitate de la Kaufland, de la Lidl? Scena asta n-ar mai fi putut avea loc, dar totuși cred că ne-am plictisit rău.